ziua, elevi creativi! Sunt Margareta Florea, profesoară de limba și literatura română. Amintiți-vă, vă rog, ce moduri de expunere există? Narațiunea, dialogul, monologul și descrierea. Cum credeți, de ce omul are nevoie să descrie? Pentru a concretiza aspectele înfățișate? Pentru a-l face pe cititor, ascultător să înțeleagă mai bine despre ce este vorba? Pentru a-și exprima impresiile în raport cu realitatea văzută? Astăzi abordăm subiectul scrierea imaginativă, descrierea. Avem de realizat obiectivele operaționale. Să analizăm un text descriptiv utilizând 2-3 termeni specifici și să realizăm un text descriptiv de jumătate de pagină respectând algoritmul dat. Ce este descrierea? Este un mod de expunere prin care se prezintă trăsăturile caracteristice ale unui peisaj, fenomen al naturii, obiect, portret, persoane, al unui personaj, etc. Cum vom deosebi descrierea de alte moduri de expunere? Descrierea prezintă trăsături caracteristice. Poate apărea împletită cu narațiunea, dialogul sau monologul. Folosești frecvent substantive, adjective, adverbe, cu accent pe verbele statice, la modul indicativ, timpul prezent sau imperfect, persoana întâi sau a treia. Descrierea prezintă cadrul temporal și spațial, de exemplu un decor interior, un peisaj, un anotimp, creează atmosfera generală de liniște, freamăt, veselie, aparține genului liric sau genului epic, conține cuvinte dintr-un câmp lexical dominant, în funcție de ceea ce se descrie. Cunoașteți felurile descrierii? După limbajul utilizat, este descriere literară sau subiectivă și non-literară sau obiectivă. După modul de redare, există descriere statică și dinamică. Cum pot fi prezentate imaginile? În două feluri sau două perspective. Sistematică, din planul depărtat spre cel apropiat sau invers, de la dreapta la stânga sau invers, de sus în jos sau viceversa. Sau nesistematică modalitate de prezentare. Cel care descrie prezintă ceea ce vede și aude pe măsură ce percepe realitatea descrisă, nu neapărat într-o ordine anume. Ce ipostazele celui care descrie credeți că sunt? Sunt două ipostaze. Cea a contemplativului, cel care meditează la aspectele văzute, este impresionat. Și există un observator neutru, aflat în interiorul sau în exteriorul cadrului descris și nu-și exteriorizează sentimentele. Urmăriți textul și stabiliți obiectul descris și detaliile descriptive, felul descrierii după limbajul folosit și modul de redare, și perspectiva prezentării imaginilor. Ascultăm fragmentul de text din Munții Neamțului de Constantin Hogaș. Din albastru șters al cerului atâng, soarele, alb de fierbinte ce era, ploua cu foc peste capetele oamenilor. Nici o suflare de vânt nu mișca aerul învăpăiat, nici un fir de iarbă nu se clătina, chiar dacă plocul ne-a stâmpărat, se liniștise și de pe verdele gingaș al frunzelor lui încremenite, lumina soarelui se răsfrângea în văzduh ca de pe mii de mici oglinzi aeriene. Era o mare de flăcări ce se revărsa peste pământ în miezul arzător al zilelor de vară. Obiectul descrierii și detaliile descriptive. Care sunt ele? În text se descrie amiaza unei zile călduroase de vară. Miezul arzător al zilelor de vară. În acest sens, detaliile sunt concludente. Soare fierbinte, aer învăpăiat, frunze încremenite. Felul descrierii după limbajul folosit care este? Textul reprezintă o descriere artistică,
întrucât sunt imagini vizuale, cer, soare, oameni, figuri de stil, epitetul cer adânc, personificarea metaforică, soarele ploua cu foc, metafora mare de flăcări, etc., realitatea fiind prezentată subiectiv. Și care este felul descrierii după modul de redare? După modul de redare, a realității este o descriere mixtă, fiindcă în planul îndepărtat, de sus, se atestă dinamism, folosindu-se verbele mișcării, ploua, se revărsa, pe când în planul apropiat, jos, pe pământ, natura este înțepenită, statică, sub imperiul soarelui. Nici o suflare de vânt nu mișca aerul, nici un fir de iarbă nu se clătina. Conform perspectivei descrierii, ce avem de spus? Perspectiva descrierii este de sus în jos, deoarece este pomenit mai întâi cerul, soarelule, apoi oamenii, vântul înțepenit, aerul fierbinte, iarba, plopul, frunzele încremenite. În finalul fragmentului, obiectivul se îndreaptă în direcția inversă, de jos în sus, pomenindu-se mare de flăcări vărsată peste pământ. Ce reguli de redactare a descrierii de tip peisaj, de obiect, trebuie să respectăm? Cum credeți? În primul rând, vedeți caracteristicile descrierii, deosebirea de alte moduri de expunere, prezent slide-urile anterioare. Textul trebuie să fie coerent, cu respectarea celor trei părți componente, introducere, cuprins, încheiere. Ce trebuie să conțină, după părerea voastră, componentele descrierii? În introducere, se face captarea atenției cititorului, se situează spațiu temporal, peisajul descris, forme de relief, anotimpul, partea zilei sau obiectul, originea, timpul intrării în proprietate, etc., se prezintă imaginea de ansamblu a obiectului descris. În cuprins se desfac elementele, componentele peisajului sau ale obiectului și se descriu detalii semnificative, gruparea obiectelor, aranjarea lor în spațiu, culorile, formele. Se păstrează logica perspectivei și în încheiere poate fi redată impresia generală, stările transmise de peisajul sau obiectul prezentat. În continuare, vă îndemn să redactați pe o jumătate de pagină descrierea unui obiect, carte, copac, floare în ghiveci sau a unui peisaj, lac, râu, pădure, munte, poiană, respectând părțile componente și caracteristicile acestui tip de text. Vă propun și eu o variantă de răspuns. Cu un an în urmă, o colegă mi-a vorbit de cartea sa preferată, Minunea, de Palaciu. După câteva zile, intrând în librăria din oraș, am văzut-o pe o poliță. Bineînțeles că am cumpărat-o. Are coperțile 1 și 4 albastre, 2 și 3 cafenii. Pe primele două este schițată figura unui copil cu un ochi, cu urechi asimetrice. După lectură am înțeles desenul. August, protagonistul romanului, avea o deformitate facială, cap de lup, cu ochi, un ochi acoperit de păr pentru evitarea privirilor curioșilor. Volumul e din colecția Cărțile de aur ale copilăriei, apărută la editura Arthur, ediția a doua, tradusă din engleză de Iulia Arsintescu. Cele 350 de pagini le-am citit într-o răsuflare, istoria protagonistului frapându-mă prin redarea verosimilă a întâmplărilor. Studierea acasă cu mama pentru a fi evitat contactul cu lumea din afară, mersul la școală, problemele cu care se confruntă băiatul, inclusiv neacceptarea sa de către colegi părinții lor, împrietenirea cu școlarii care au înțeles că nu e importantă înfățișarea, ci lumea interioară, concursurile organizate, premierea de la sfârșit de an, etc. Cartea impresionează și prin prezența celor șase voci narrative, ale protagonistului și ale celor apropiați lui, prezentând evenimentele din multiple perspective. Vă îndemn să citiți lucrarea pentru a învăța mai multe lecții, ale empatiei, ale grijii părintești, ale acceptării celor diferiți de noi, ale rezistenței în confruntarea cu obstacolele destinului. Acum, vă îndemn să vă autoevaluați activitatea prin tehnica 3-2-1. 3 însemnând 3 termeni sau concepte din ceea ce ați învățat, 2 idei despre care ați dori să învățați mai mult în continuare
și o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care considerați că ați dobândit-o în timpul activității de astăzi. Și vă propun și o variantă de răspuns. 3 termeni învățați. Descriere subiectivă, obiectivă, statică, dinamică, perspectivă, sistematică sau nesistematică, eu contemplativ, eu neutru. 2 idei despre care ați dori să învățați mai mult în continuare. Probabil structuri variate de texte descriptive în funcție de obiectul descris sau feluri de exprimare atitudinii față de aspectele înfățișate. O capacitate, o pricepere, o abilitate. Consider că ați achiziționat capacitatea de structurare a unui text descriptiv, priceperea utilizării terminologiei necesare la analiza unui peisaj descriptiv. În final, dragi elevi, vă urez să aveți ochii atenți pentru a putea vedea frumosul din jurul vostru și pentru a-l putea descrie. Vă mulțumesc! La revedere!